Voi începe acest clip scurt cu o mică testare a celor două proiecte ale mele. Va consta într-o liniuță între cele două, până aproximativ la prima tufă de acolo. Și e foarte interesant să vedem care va fi primul. Robby va fi cu Renegade-ul, eu voi fi cu Blasterul și acesta are un mic dezavantaj pentru că e doar tracțiune spate, dar totuși are cauciucuri noi. Renegade-ul va fi 4x4, deoarece are cauciucurile mai uzate. Las că mă duc eu primul și atunci vii tu. Stai aici. V-ați aștepta la rezultatul acestui test. Bineînțeles, Blasterul e mult mai slab, n-are decât doar 6 cai și are rapoartele foarte scurte și pe lângă asta are aderență destul de slabă. Renegade-ul e mult mai greu, mult mai puternic, e 4x4 și, bineînțeles, finalul era pe măsura lui. Suntem din nou acasă și, mai ales ca să uit de înfrângere, am decis să mergem la o micătură.
vede super fain. Nu știu dacă pe ecran se vede la fel de frumos, dar aici e chiar grozav. Mai puțin priveliștea asta. Ne-am făcut de noroi mai mult decât am plănuit, atât ATV-urile cât și noi. Și s-ar putea să dormim cu leul la noapte, dar așa plătim noi distracția pe care o avem. Asta a fost prima ieșire mai lungă cu blasterul și sunt mulțumit pentru că se comportă destul de bine. Chiar dacă în linie dreaptă e o diferență mare între cele două, acesta se comportă foarte bine pe terenul accidentat, deoarece e ușor. Încet ne vom îndrepta spre casă, pentru că avem de spălat aceste două ATV-uri și trebuie să ne grăbim cu acest proces, pentru că dacă se usucă noroiul pe ele, nu o să fie la fel de distractiv. Suntem în dimineața următoare și aseară am ajuns cu bine acasă. Am încercat să le spălăm, dar și tot treabă destul de proastă pentru că nu se vedea suficient de bine. Între timp o să revenim la spălat astăzi, dar până atunci o să vă dau un mic indiciu despre următorul proiect, pentru că da, vom avea altul săptămâna viitoare. Va fi un ATV 4x4 de 750 și aș vrea să scrieți în comentarii despre ce tip de ATV credeți că este vorba. Până atunci, vă doresc doar bine și vă salut!